care vă propun să rezolvăm câteva probleme din anualul de clasa 8-a, propus de editura SIMA. Pentru început să recapitulăm principalele formule care ne sunt necesare în cadrul acestei lecții. Mai întâi, aria laterală este perimetrul bazelor la potema pe 2, în cazul piramidei regulate. Aria totală este suma dintre aria laterală și aria bazei, iar volumul o treime din valoarea produsului dintre aria bazei și înălțimea. Dacă vorbesc despre aria bazei, ea poate fi în triunghi echilateral și atunci aria este L pătrat radical din 3 pe 4. Baza poate fi un pătrat și atunci aria este L pătrat. Sau baza poate fi un hexagon regulat și atunci aria este de 6 ori L pătrat radical din 3 pe 4. Să trecem la rezolvarea primei probleme. Prima problemă propusă pentru astăzi este problema numărul 4, de la pagina 197 din manualul mai devreme amintit. Într-o piramidă patrulatără regulată, unghiul format de mâchia laterală cu planul bazei este de 60 de grade, iar latura bazei are 12 cm. Se cere să calculăm aria totală și volumul. Trecem la a scoate ipoteza și concluzia acestei probleme. Avem de-a face cu o piramidă patulateră, așa că o desenăm ca fiind piramida VABCD. Măsura unghiului format de VA cu planul bazei este de 60 de grade. Latura are 12 cm, ni se cere aria totală și volumul. Prima provocare este aceea de a identifica unghiul format de mâchia VA cu planul bazei. Ne reamintim că prin măsura unghiului format de o dreaptă cu un plan, înțelegem unghiul format de dreaptă cu proiecția ei pe acel plan și, în cazul de față, proiecția punctului V pe planul ABC este punctul O, punctul A aparține deja planului ABC, în condițiile acestea, proiecția dreptei VA pe plan este dreapta AO. Și atunci, unghiul căutat de noi este unghiul VAO. Acesta este un unghiul de 60 de grade. Având în vedere că acest unghi este de 60 de grade, automat se sugerează ideea de a intra în triunghiul VAO. Acesta este un triunghi dreptunghic în O și în momentul de față cunoaștem acest unghi care are 60 de grade și în plus de asta am putea să identificăm lungimea acestui segment, segmentului AO. AO, după cum se vede, este jumătate din diagonala bazei. Dacă latura este egală cu 12 cm, asta înseamnă că AC-ul va fi egal cu latura radical din 2, adică 12 radical din 2 și, în consecință, AO va fi egal cu... AO va fi egal cu 6 radical din 2. Am scris toate aceste amănunte aici. Triunghiul VAO acum este dreptunghic, unghiul A are 60 de grade. Aplicăm aici tangenta unghiului de 60 de grade, care tangenta unghiului de 60 de grade este egală cu radical din 3 și este egală în același timp cu raportul dintre cateta opusă, în cazul de față VO, și cateta alăturată, care este AO. De aici deducem că VO este egal cu 6 radical din 6 și VO acesta este înălțimea. Aici avem 6 radical din 6. Continuăm incursiunea noastră în această problemă și în triunghiul VAO, de data asta, o am pe VO, o știu și pe OM, care este apotema bazei și este jumătate din latura, adică 6. Și atunci putem intra în triunghiul VOM, de unde putem calcula apotema piramidei. Avem aceste calcule făcute aici. Și în momentul acesta, știindu-l pe VM egal cu 6 radical din 6, pot calcula aria totală, care este egală cu aria laterală plus aria bazei. Mai întâi, aria laterală este perimetrul bazei, adică de 4 ori 12, de mulțit cu apotema 6 radical din 7 și obținem un total de 144 radical din 7. Aria bazei este egală cu L pătrat, fiind vorba de aria pătratului, și atunci aria totală devine egală cu 144
pe lângă 1 plus radical din 7. Volumul este egal cu aria bază înălțimea pe 3, adică 144 ori 6 radical din 6 pe 3, total 288 radical din 6 cm cub. Aceasta a fost problema numărul 4. Putem să trecem continuare la problema numărul 5 din același manual. De data aceasta avem o piramidă triunghiulară în care se cunoaște înălțimea de 4 radical din 3 și măsura dietului format de o față laterală cu planul bazei în cazul de față 30 de grade. Se cere să calculăm aria laterală și volumul, precum și tangenta unghiului format de muchia laterală cu planul bazei. Procedăm din nou la a sintetiza problema sub formă de ipoteză-concluzie și a reprezenta printr-un desen toate aceste informații. ABCD este piramidă triunghiulară, AO este de data aceasta înălțimea și este egală cu 4 radical din 3, iar măsura unghiului format de planul ACD cu planul BCD este de 30 de grade. Să ne amintim mai întâi principalele informații legate de triunghiul echilateral, și anume aria triunghiului echilateral este egală cu pătrat radical din 3 pe 4 și înălțimea este egală cu latura radical din 3 pe 2. Dacă este să îl reprezentăm și pe punctul O, procedăm la a împărți înălțimea BM în 3 părți egale și aici ar trebui să apară punctul O. În condițiile acestea, apotema piramidei va fi egală cu o treime din această înălțime, adică latura radicală din 3 pe 6. Prima provocare a problemei este aceea de a identifica unghiul format de cele două fețe. Prima față este fața ACD și cea de-a doua este fața BCD. Se observă că dacă notăm cu mâini mijloc cu muchiei CD, atunci AM și BM sunt ambele perpendiculare pe muchia diedrului. În consecință, aici se află unghiul plan corespunzător diedrului. Deci unghiul AMO sau AMB este unghiul care are măsura de 30 de grade. Este de preferat AMO, pentru că triunghiul AMO este un triunghi dreptunghic, având în vedere că AO este înălțime, ea devine perpendiculară pe orice dreaptă a bazei și, în consecință, AO devine perpendiculară și pe OM. Dacă acest unghi are 30 de grade, că atâta opusă unghiului de 30 de grade va fi jumătate din ipotenuză. Noi știm că atâta opusă, adică pe AO, că este 4 radical din 3 și atunci putem deduce că ipotenuza este egală cu 8 radical din 3. Se poate aplica Pitagora în continuare și aplicând Pitagora descoperim că OM este egal cu o treime din OM este egal cu 12 și cum OM este egal cu o treime din BM, BM va fi egal cu 36. Dar BM este nimeni alta decât înălțimea triunghiului echilateral, despre care am vorbit aici, și atunci este egală cu latura radicală din 3 pe 2, de unde deducem că latura este egală cu 24 radical din 3. Continuăm și putem afla cu aceste coordonate cât este aria bazei. Aria bazei devine egală cu L pătrat radical din 3 pe 4, adică după calcule obținem 432 radical din 3. Aria laterală o calculăm cu formula perimetrul bazei ori apotema pe 2 și atunci avem de 3 ori 24 radical din 3 de mulțit cu radical din 3 pe 2. Totalul este de 864 de centimetri pătrați. Și formula volumului, aria bazei ori înălțimea pe 3, adică un total de 1728 de centimetri cubi. Revenim la cerințele problemei și observăm că mai avem de aflat tangenta unghiului format de muchia AB cu planul BCD. Căutăm din nou proiecția dreptei AB cu planul BCD și aceasta este BO. În consecință, unghiul pe care îl căutăm noi este unghiul ABO. Ne întoarcem la
la unghiul, la triunghiul ABO și în triunghiul ABO avem unghiul O cunoscut 90 de grade și atunci tangenta unghiului ABO este raportul dintre cateta opusă AO și cateta alăturată BO, adică 4 radicali din 3 pe 24, total 3 radicali din, radicali din 3 pe 6. Următoarea problemă este problema 6 din același manual. Elementul său, într-o piramidă patrateră regulată, de ABCD, avem înălțimea de 16 cm, iar raportul dintre aria bazei și aria totală este egal cu 3 pe 8. Mi se cere să calculăm aria și volumul și măsura ghidului format de fețele laterale BAB și ABC. Desenul nu este de mare folos de data aceasta. De-abia la punctul B o să ne folosim de el. Până atunci începem cu raportul pus între aria bazei și aria totală egal cu 3 pe 8. Obținem în felul acesta o proporție și, făcând o proporție derivată, luăm și scădem numărătorii din numitori, obținem că aria bazei supra aria totală minus aria bazei este egal cu 3 supra 8 minus 3. Asta înseamnă că aria bazei pe aria laterală egal cu 3 pe 5. Înlocuim aria bazei cu formula pentru aria pătratului și aria laterală cu formula sa, se efectuează simplificările pe care le putem simplifica și în urma acestor simplificări obținem că latura supra 2 apotem egal cu 3 pe 5. Schimb locul mezilor în această proporție și obțin că latura pe 6 este egal cu apotema pe 5, de unde adăugând coeficientul de proporționalitate, putem scoate că latura este egală cu 6K, iar apotema egală cu 5K. Aplicând teorema lui Pitagora acum în triunghiul VOM, în care am apotema aceasta este 5K, și apotema bazei care va fi egală cu jumătate din latura, adică 3K, evident că o să obținem VO, adică înălțimea este egală cu 4K. Dacă înălțimea este egală cu 4K, ea este furnizată și în ipoteză ca fiind egală cu 16. Deducem că acest coeficient de proporționalitate, K, va fi egal cu 4. Dacă K este 4, înseamnă că latura este 24 și apotema este 20. Continuăm. În problemă, volumul este egal cu aria bazei ori înălțimea pe 3, aria bazei devine egală cu 24 la pătrat, adică 576, de mulțit cu înălțimea pe care am primit-o 16 pe 3, adică total vă las pe voi să faceți calculele până la final. Iar în ceea ce privește aria laterală, avem perimetrul bazei ori apotema pe 2, adică de 4 ori 24, de mulțit cu apotema pe 2 și rămâne și această problemă ca o temă de făcut pentru voi. Revenim la măsura diedrului format de cele două fețe. Mai întâi constatăm că unghia diedrului de data aceasta este AB și drepte perpendiculare pe unghia diedrului sunt VM și OM. În consecință, măsura unghiului format de VAB și ABC este măsura unghiului format de VM cu OM, adică măsura unghiului VMO. În consecință, intrăm în triunghiul VMO. În triunghiul VMO cunoaștem OM12, cunoaștem VM20 și cunoaștem și înălțimea care este egală cu 16, este dată de ipoteză. Putem aplica orice funcție trigonometrică pentru unghiul VMO. Putem să luăm sinus, putem să luăm cosinus. De data asta vă propun să luăm tangenta și tangenta unghiului VMO, tangenta de VMO, este egal cu raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată. Cateta opusă este VO, cateta alăturată este OM, adică este egal cu 16 supra 12, total 4 pe 3. Știind valoarea tangente, se consideră că unghiul este cunoscut. Următoarea problemă propusă se referă la o piramidă hexagonală regulată.
este problema numărul 7, în care se cunoaște secțiunea axială verde într-un unghi echilateral a cărui arie este egală cu 9 radical din 3 cm pătrați și în acest context se solicită calcularea ariei laterale și a volumului piramidei. Reținem ipoteza, concluzia și avem aici reprezentat o piramidă hexagonală. Reamintesc principalele informații legate de hexagonul regulat și anume că latura hexagonul regulat este format din 6 triunghiuri echilaterale, ducând aceste raze obținem 6 triunghiuri echilaterale. Deci am așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triunghiuri echilaterale. În consecință, raza este egală cu latura. Altceva ce mai trebuie spus, scuze, mi s-a pitit asta. Tai de aici. Vă propun să ne reamintim principalele informații legate de hexagonul regulat, baza noastră în cazul de față. Hexagonul regulat este un poligon care are 6 laturi. Măsura fiecărui unghi a hexagonului regulat este de 120 de grade. În consecință, dacă ducem diagonalele AD, FC și BE, vom obține 6 triunghiuri echilaterale. Și de aici deducem că latura este egală cu raza. Diagonala mare AD este egală cu 2 raze și mai avem și diagonale mici de genul CE sau BF care vor fi egale cu latura radical dintre ei. Deci BF, diagonala mică ar fi egală cu latura radical dintre ei. S-ar putea dovedi util la un moment dat în această problemă. Element important al hexagonului regulat este apotema OM, care este egală cu înălțimea triunghiului echilateral și este latura radicală din 3 pe 2. Ok, revenim la problema noastră. Conform ipotezei, se cunoaște că triunghiul VAD, acest triunghi este un triunghi echilateral. Dacă triunghiul VAD este echilateral, asta înseamnă că unghia laterală VA este egală cu AD, care este un diametru al bazei sau format din 2 raze, o diagonală mare. Și atunci, și de aici deducem că unghia e egală cu 2 raze sau este egală cu 2 laturi. Pe de altă parte, aria triunghiului VAD este egală cu 9 radical din 3 și cum aria triunghiului echilateral se calculează cu formula L pătrat radical din 3 pe 4, deducem de aici că VA va fi egală cu 6. Adică munchia este 6 și atunci latura și raza vor fi egale cu 3. OM este apotema bazei și atunci, conform celor stabilite aici, OM va fi egală cu 3 radical din 3 pe 2. VO este o înălțime a triunghiului echilateral. În consecință, VO va fi egală cu 3 radical din 3. În triunghiul VOM, se știe că unghiul O are 90 de grade. O cunoaștem pe OM, o cunoaștem pe VO, aplicând teorema lui Pitagora și în felul acesta obținem apotema piramidei, care va fi egală cu 3 radical din 15 pe 2. Nu rămâne decât să calculăm, să aplicăm formulele și în felul acesta vom obține aria laterală egală cu 27 radical din 15 pe 2, aria bazei este egală cu 27 radical din 3 pe 2 și volumul egal cu 81 pe 2 cm cubi. Acestea au fost problemele prezentate în lecția de astăzi. Vă invit să rezolvați singur problema numărul 8 de la pagina 197 din manualul celor de la Sigma și în lecția pe care o să o desfășurăm data viitoare, vă promit că vom relua această problemă. Mulțumesc! Bună ziua!